S-a mai dus tată un an și să stau departe nu puteam. Nu s-ar fi rupt inima să nu fiu acasă de ziua ta. De această dată suntem în Mogoșești pentru domnul Nicolae și pentru domnul Nicu, care astăzi își sărbătorește ziua de nume. O surpriză venită cu toată dragostea din partea persoanelor dragi, așa că rămâneți cu noi să-i surprindem și să le urăm cu toții un la mulți ani. Bine v-am găsit și la mulți ani! Mulțumim, mulțumim, să trăiți! Îl așteptăm și pe domnul Nicu să vină! Da, Nicolae, hai! Sunteți doi sărbătoriți astăzi! Vă poartă numele, sunteți mândru! Da, vă invităm aici mai aproape! Veniți aici, că e cel mai bine. Pentru dumneavoastră avem o sticluță aici. Vă să rămâne. Noi suntem echipa surpriză la domiciliul Iași. Da. Astăzi știm că sunteți sărbătoriți. Venim cu o surpriză din partea cuiva drag dumneavoastră. Și am să vă invit aici mai aproape, domnul Nico. Și pentru dumneavoastră avem cadouri. Pentru doamna Elena și dumneaici. Vă mulțumim. Să știți că venim din partea celor mai dragi ai dumneavoastră, cei care astăzi măcar sufletește și au dorit să ajungă aici la dumneavoastră. Și am să vă întreb pe dumneavoastră, cum vă bănuiți dumneavoastră, cine v-a pregătit această surpriză? Nu îmi dau seama. Dar cine vă gândiți oare? Am aici o poză, nu știu dacă o să vă spună ceva. Oare cine a făcut această poză? Vă mai aduceți aminte când a fost făcută poza? Nu, poate dumneavoastră? Îl țineți dumneavoastră ca să vă fi. La mulți ani, dragii noștri, scrie, tortuleț este pentru amândoi. Am să vă rog dumneavoastră, domnul Nicolae, să-l țineți. Să știți că astăzi venim din partea celor care și-au dorit din toată inima să fie măcar sufletești aici la dumneavoastră. Să vă sărbătorească cât uși de puțin. Înainte de a afla din partea cui vine această surpriză și care sunt cei mai importanți complici la această surpriză, noi o să vă cântăm cu toții un la mulți ani. După care aflăm noi care sunt complicii principali și cine astăzi în toată inima și-a dorit să vă surprindă. Vă sărăți mâine. Domnul a bănuit acolo ceva, domnul Nicu. Ați bănuit dumneavoastră ceva, dar aflăm noi într-un final dacă ați avut dreptate sau nu. Am aici un mesaj venit cu toată dragostea care spune așa: dragul nostru tată, în această zi de sărbătoare care ți aparține în mod special, vrem să-ți transmitem cele mai profunde și călduroase urări de bine. Este o ocazie perfectă să-ți exprimăm recunoștința și aprecierea noastră pentru tot ceea ce reprezinți în viața noastră. Fica, ginerile și Gabi îți aducem un omagiu pentru modul în care ne-ai ghidat mereu cu înțelepciune și ne-ai încurajat să fim cei mai buni. Ai fost mereu acolo pentru a ne sprijini și a ne îndruma în fiecare pas al vieții noastre. Fiecare lecție învățată și fiecare moment petrecut împreună reprezintă comori neprețuite. Îți mulțumim pentru toate sacrificiile pe care le-ai făcut pentru a ne asigura că avem tot ceea ce ne trebuie pentru a construi propriile drumuri în viață. Sperăm să știi cât de mult te prețuim și cât de profund te iubim. Sărbătorim nu doar ziua ta de nume, ci și persoana minunată pe care ești. Sperăm că această zi să fie plină de bucurie, sănătate și realizări. Cu toată dragostea și cu toată recunoștința, surpriza vine din partea fiicei Maria, din partea ginerului Costel și din partea fiului Gabi. La mulți ani! Să rămâne! V-ați gândit oare să vă facă ei o surpriză așa? Nu ne-am gândit. Chiar dacă-s departe, să știți că departe e foarte rău când s-a aici și astăzi să vă sărbătorească personal. Știu. Dar sperăm să-i simțiți măcar un pic aici aproape. Așa este, timpurile-s grele și din nevoie-s toți acolo. Da. Iar acum am să vin și pentru dumneavoastră, domnul Nicu, și pentru dumneavoastră avem aici câteva gânduri, care spun așa: dragul nostru frate, în această zi specială, când sărbătorim ziua ta de nume, vreau să-ți transmitem cele mai sincere urări de bine. Adesea ne gândim asupra momentelor pe care le-am petrecut împreună și nu pot decât să-ți mulțumesc pentru toate aventurile, pentru toate amintirile și pentru toată copilăria frumoasă care am petrecut-o împreună. Ești mai mult decât un frate, ești un prieten apropiat, un prieten adevărat. Ai fost mereu acolo pentru noi, ne-ai încurajat să ne urmăm visele și pasiunile și sperăm că această zi să fie la fel de minunată ca tine, să-ți aducă toate lucrurile frumoase pe care le meriți. Sărbătorește această zi înconjurat de cei dragi și bucură-te de plin de fiecare moment. La mulți ani, frate! Cu toată dragostea din partea surorii Maria și din partea fratelui Gabriel. Și cumnatul dumneavoastră, cu toți au fost complici la această surpriză. Le mulțumim, să fii sănătos. Da, da.
Să dea Dumnezeu să fie. Sperăm că și-a făcut astăzi prezența aici la sărbătoare. Cât uși de puțin măcar. Și mai contează mai mult de atât. Și când vin recuperați, când vin, când se întorc recuperați pentru toate sărbătoarele. Iar acum să știți că nu a fost tot. Noi pentru dumneavoastră, domnul Nicolae, avem o melodie. O melodie venită cu toată dragostea din partea copilașilor dumneavoastră. Bun, vă mulțumesc, Sărmâne! Să vă bucurați de copilașii dumneavoastră, să-i aveți mereu aproape, că asta este cel mai important. Mulțumesc, Rămâne, și dumneavoastră să fiți sănătoși cu toții și sănătate vă doresc, să vă dea Dumnezeu și numai bine. Vă mulțumim tare mult, dar nici de dumneavoastră n-au uitat, domnul Nicu. Și pentru dumneavoastră avem o melodie. Oferim emoții!